1932. O dimineață însorită de vară. În redacția ziarului Deșteptare domnește o mare dezordine. Acum câteva ore s-a terminat munca redactorilor de noapte și în urma lor au rămas rafuri de ziare, tăieturi din gazete, clișei, creioane și foarfeci. Toate aruncate la întâmplare. Zbârnitul continuu al telefoanelor a încetat. În birou s-a așteptat o liniște adâncă. Ușa redacției se deschide și Niță, omul de serviciu, intră cu un teanc din Deșteptarea proaspăt apărută. Iar mi-a adus plesie, mă teanc! Nu doarme noaptea, domnule voi! Iar mi-a adus plesie, mă teanc! Să plătească cineva. Extremely important.
Nimeni nu mai vrea să lucreze pe credit. Agopian mi-a promis aseară că ne dă ceva din sala, așa că mai aștept. Toate băiatule și te bun. Mă duc. Sunt obosit.